Lumea a crezut mereu că am o problemă că sunt mic. Și unii au râs de mine, însă până la urmă hate-ul nu ți-l dă nimeni, alegi tu dacă să-l primești sau nu. Și eu am ales să nu-l primesc, ci să-l folosesc ca materie primă pentru stand-up. Și mă bucur foarte tare că m-am putut folosi de asta, pentru că am descoperit foarte repede avantajele înălțimii mele. Nu mă găsea nimeni niciodată la fața ascunselea. Mă costă foarte puțin la restaurant, pentru că mă satur repede. Nu intră multă mâncare în mine. Sunt impresionat constant de lucrurile din jurul meu. De la înălțimea mea, mie mi se pare că și la Sovata avem zgârie nori. Îmi place că atunci când merg cu o fată pe stradă, care de obicei e mai înaltă ca mine, evident, pare că sunt foarte bogat, pentru că altfel de ce ar merge cu mine? Unii îmi spuneau Tom Degețel când eram mic și bănuiesc că n-au citit povestea până la final, pentru că la final Tom Degețel omoară ogru, rămâne cu niște cizme fermecate și o grămadă de aur. De când fac stand-up, mă plimb foarte mult prin țară și prin Europa cu spectacolele și spre deosebire de colegii mei, eu nu am găsit un pat în care să nu dorm regește. Efectiv, mai e loc să mai vină câțiva oameni în patul ăla. La baie trebuie să le mai cer ajutorul din când în când să-mi dea dușul ăla din cârlig. Până la urmă, am avut o grămadă de avantaje de-a lungul timpului, iar acum, pentru că am rămas fresh și am văzut un atun înălțimea mea, am ajuns să colaborez cu Sprite și să inspirăm împreună și alți tineri care și-au luat hate să-și spună povestea. Dacă ești unul dintre ei și ți-ai luat și tu hate, intră pe Messenger Sprite și povestește acolo ce s-a întâmplat și cum ți-ai luat hate, cum ai reacționat și poți fi unul dintre cei care participă în următoarea, apare în următoarea reclamă Sprite. La TV, bannere în oraș, reclame pe net. E măricel brandul ăsta, din ce m-am prins eu.